În martie 2013 era inaugurată școala Paul Bănică din Târgoviște, după ce intrase într-un proiect amplu de reabilitare cu bani europeni. Rezultatele păreau mulțumitoare. Două laboratoare, o bibliotecă școlară și o sală de sport, dotarea cu echipamente didactice, mobilier și echipament IT. Valoarea totală a proiectului a fost de 7.790.230 de lei, din care peste 6.300.000 de lei bani europeni. Spuneam, păreau, pentru că la niciun an de la recepție au apărut primele probleme. Apa se infiltrează și în sala de sport plouă ca afară. Școala a făcut mai multe sesizări la primărie, soldate doar cu promisiuni. Au fost făcute niște adrese, într-adevăr sunt niște probleme, începând cu învelitoarea sălii de sport și pardoseala. Răspunsul deocamdată nu avem unul concret, nu am avut nicio firmă care să se ocupe de în acest moment. Consider că este treaba primăriei și a constructorului, deci ce a ținut de noi ca școală. Am făcut demersurile necesare, am înaintat de fiecare dată adrese, așteptăm să se și rezolve aceste probleme. La 2 ani de la inaugurare, situația nu arată deloc roz, atunci când plouă afară din cauza nerespectării tehnologiei de aplicare a finisajelor. În sala de sport plouă, iar apa infiltrată și umezeala au făcut ca parchetul să se deterioreze. Mai mult, deși a fost inaugurată, lucrările nu erau finalizate, ba chiar terenul decopertat pentru introducerea conductelor a rămas descoperit, iar în zonă zac mormane de moloz și cărămizi. Canalele au fost acoperite provizoriu de reprezentanții școlii cu plăci de beton. La intrare în corpul nou și lângă școala veche a fost săpat un șanț, a fost decopertată zona respectivă și nu s-a mai făcut la loc. Deci, practic, am acoperit cu pământul, cu ce era acolo. Deși lucrarea este în garanție, firma care a executat lucrările nu dorește să remedieze problemele apărute. Primăria este nevoită să caute o firmă pentru remedierea lucrărilor de la Paul Bănică, de această dată din fonduri proprii.